Pornind de la realitatea că aproape 1 miliard de oameni trăiesc în condiții de subnutriție, în timp ce resursele de apă dulce sunt în scădere, obiectivele Zilei Mondiale a Mediului privesc anul acesta raționalizarea consumului de apă în gospodării, agricultură și industrie alimentară, dar și promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase cu accent pe alimente produse cu consum mai mic de apă. Este Ziua Mondială a Apei, este o zi în care noi ne bucurăm din toată ființa noastră ca lucrători și gospodari ai apelor. Este un prilej prin care noi trimitem mai departe mesajul doamnei ministru a mediului. Este un prilej prin care transmitem mesajul domnului director general al Administrației Naționale a Apelor Române. Este un prilej prin care ne exprimăm mesajul și datoria de gospodare pe care noi o avem, ca la final să avem o apă curată, de calitate. În condițiile în care populația lumii este în continuă creștere, iar 30% din alimentele produse pe plan mondial rămân nefolosite și se risipesc, resursele de apă ale omenirii considerate în descreștere vor deveni în curând insuficiente pentru satisfacerea necesităților alimentare. Populația întregului glob pământesc să se bucură de apă, fără de care nu există viață. Pe mine mă îngrijorează și nu cred că noi suntem așa, nu cred că ne reprezintă pe noi, numai că educația lasă de dorit. Și atunci, de îndată, ne întoarcem prin acțiunile noastre pe care, de fapt, le-am făcut tot timpul, la școală, la grădiniță, ca să putem să începem oarecare educație. Trebuie să intervenim la biserică, la popi, ca și ei în decursul slujbelor să ajungă la cumva ca să prelucreze chiar și oamenii mai în vârstă, pentru că de fapt noi venim cu această meteagnă probabil de ani de zile. Doina Isar, directorul adjunct al SGA Gorj, spune că au fost demarate mai multe acțiuni de ecologizare în această săptămână. Deci, având în vedere ploile care s-au produs în ultima perioadă, cantitățile de peturi pe cursurile de apă sunt semnificative, fapt pentru care a trebuit să luăm măsuri urgente de salubrizare a cursurilor de apă. În prima fază, în cursul zilei de astăzi, am organizat o acțiune de salubrizare pe râul Jiu, în zona Turcinești. La această acțiune participă reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor, agenții hidrotehnici din cadrul formațiilor de lucru. Prefectul de Gorj, Claudiu Todorescu, a ținut să-i felicite astăzi pe cei de la Serviciul de Gospodărire al Apelor Gorj. Să-i felicit pentru activitatea pe care cei de la Serviciul Județean de Gospodărire a Apelor au realizat-o în această perioadă. Au o activitate destul de bună și destul de importantă pentru județul nostru. Chiar dacă de multe ori majoritatea nu reușește să înțeleagă utilitatea și importanța acestei instituții în momentul în care avem ploi abundente și avem nevoie de intervenții, de fiecare dată domniilor ne ajută să depășim anumite situații destul de dificile, cum ar fi inundațiile și celelalte, pentru că regularizările albilor de râu și toate celelalte investiții pe care atât domnul director cât și întreaga echipă de aici se zbat să le facă la nivelul județului Gorj sunt foarte importante pentru noi, pentru siguranța populației, și ca președinte al Comandamentului Situațiilor de Urgență mă interesează acest lucru.